În Spania s-a luat hotărârea de a se interzice uh, promovarea produselor uh, alimentare de tip dulciuri uh, sau alimente cu uh, multe grăsimi destinate copiilor sub 16 ani. Nu știu care este rata obezității infantile în Spania, dar tind să cred că la noi în țară este mai ridicată și cu toate acestea Ministerul Consumului din, din Spania a ajuns la concluzia că trebuie să se interzică să pentru a se micșora numărul celor care suferă de probleme de acest gen în rândul copiilor, trebuie să se renunțe la promovare, la promovarea la televizor mai cu seamă și în alte mijloace media a a produselor alimentare cu un exces de grăsim și așa mai departe, în general a produselor nesănătoase destinate copiilor. În ideea că a, adulții au posibilitatea de a se abține în mod conștient, iar copiii nu au acest. A, a, practic nu sunt conștienți de ce le este bun și ce nu, ce nu, le face bine și văzând la televizor sunt tentați mereu să încerce și să mănânce în neștire alimente nesănătoase, cumva echivalent cu un nivel de o travă letă o relentă a, a copiilor, ceea ce este absolut normal. Sunt perfect de acord cu așa ceva. În primul și în primul rând că educația alimentară se face din copilărie. Un copil care a fost învățat să mănânce trei feluri de mâncare, consistente în fiecare zi, nesănătoase, cu multe grăsimi, la care părinții nu s-au gândit să, la ce ingrediente au introdus în mâncărurile respective, dar oricum, slavă Domnului, că sunt măcar gătite și care, căruia nu i s-a pus restricție la nimic din ceea ce există în acest moment pe viață. Pe vremea copilăriei mele, spre exemplu, era mai simplu să te abții pentru că ele nu existau înainte de 89 în primii ani de, de, viață ai mei nu existau astfel de produse și nu aveai de unde să le iei, așa încât dacă făceam o prăjitură acasă erau binevenite, dacă nu, nu. Dacă mai primeam vreun dulce de pe la nu știu, și rudă îndepărtată cunoștință de prin străinătate, asta se întâmpla o dată pe an sau o dată la doi ani. În rest nu exista această tentație. Acum însă, din păcate, copiii sunt supuși unor astfel de tentații, iar de multe ori părinții sunt șantajați emoțional uh, cu aceste alimente, și de aceea, până, în Spania, ce, spre exemplu, nu s-au introdus. Uh, in să spunem, interzicerea lor în magazine, dar s-au interzis reclamele, ceea ce e un lucru extraordinar. Poate că ar trebui să luăm și noi exemplul acesta, având în vedere ratea obezității infantile la noi în țară, care este una foarte, foarte ridicată și, dacă nu mă înșel, este cea mai ridicată din Europa, dar în orice caz, în top 3. Uh, educația copiilor noștri este foarte importantă, nu numai educația Uh, celor șapte ani de acasă, să spunem, educația școlară, educația alimentară, educația financiară, este o grămadă de responsabilități pe care părinții le au și, din păcate, în lipsa timpului și în tumultul vieții noastre, uităm sau neglijăm uh, aceste aspecte. Și orice greșeală, am ajuns la concluzia, orice greșeală pe care părinții o fac în copilăria, în creșterea copiilor lor, se reflectă garantat în, uh, în viitor. Sigur, cu foarte multă dragoste, înțelegere și răbdare, părinții pot să depășească aceste neajunsuri. Nu suntem atot știutori, nu trebuie să cunoaștem exact cum trebuie să ne educăm copilul. În primul și în primul rând trebuie să-l cunoaștem pe el și să-i oferim afecțiune și uh, siguranță. Dar uh, în al doilea, al treilea, al patrulea rând trebuie să ne concentrăm uh, și sunt convinsă că având aceste... Uh, calități, această disponibilitate, în primul și în primul rând dragostea, în al doilea rând răbdare față de, de cei mici și în al treilea rând dorința de a le fi bine. Sigur că poate dorința asta de a le face și de a avea grijă deci de a le fi bine vine din dragostea părintească naturală. Dar uneori trebuie să ni se amintească lucrul acesta că ei până la urmă sunt prioritate și este o responsabilitate pe care noi ne-am asumat-o benevol, nu ne-a obliga nimeni și trebuie să o ducem la capăt. În momentul în care faci un copil, îți asumi responsabilitatea că el devine prioritatea ta. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, să avem o zi minunată!